Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vorbim despre 50 cele mai frecvente verbe neregulate în engleză. Let's go! Chiar dacă ești începător în engleză, probabil știi ce înseamnă un verb neregulat. În linii generale, există verbe regulate și neregulate și trebuie să știm lucrul ăsta atunci când le conjugăm la diferite timpuri, cum ar fi trecutul sau prezentul perfect. Deci, toate verbele se împart în două categorii. Astea regulate se conjugă conform unei reguli și regula e foarte simplă, se adaugă ed la sfârșit, da? Terminația ed. Iar astea neregulate sunt o cu totul altă istorie pentru că ele au forme diferite la trecut, reguli nu sunt și trebuie pur și simplu să iei și le înveți pe de rost. It's easy. Da. Dacă cumva ți-a trecut prin cap întrebarea pentru ce să învăț verbele neregulate dacă eu pot să le folosesc doar pe cele regulate, prin urmare să le pun ed la sfârșit și I'm done. Well, you'd be right if you weren't so wrong. Pentru faptul că verbele neregulate, din fericire sau din nefericire, nu știu, decideți voi, sunt mult mai frecvente. Chiar s-au făcut studii și e demonstrat că verbe precum work, finish, care sunt regulate, sunt mai rar folosite decât get, go, bring și așa mai departe. Deci trebuie să le înveți, n-ai încotro. Ok, fine, fine, fine! În acest video ți-am pregătit 50 de verbe neregulate și o să-ți spun doar forma lor la infinitiv, la past simple, la trecut și la participiu. Deci aceste trei forme. Vom vorbi de pronunțarea lor și îți voi spune traducerea generală a acelui verb. Pentru o maximă eficiență, îți recomand să-ți ai un caietel și un pix și să le notezi împreună cu mine, la fel ți le las în descrierea acestui videoclip. Și apropo, înainte de a merge prin acea listă, hai să luăm un verb și toate formele lui, cele trei forme, să vedem cum putem să le folosim. Luăm verbul neregulat do, care înseamnă a face. Deci avem do, did, done. Do, did, done. Do este infinitivul, de exemplu, to do, a face. Did este forma la trecut, de exemplu, I did my homework, mi-am făcut tema de acasă. Și done este participiul. Participiul exact cum îl folosim și în română. Noi în română folosim participiul pentru diateza pasivă, de exemplu. Este făcut, da? Exact așa și în engleză. It is done. Nu vreau să fac acest clip foarte, foarte greu de urmărit, de aceea nu o să conjug fiecare din verbele pe care le voi folosi în propoziții, dar te îndemn, după vizionarea acestui videoclip, să mergi la un alt clip de-al meu despre cele 12 timpuri și acolo vei vedea cum să conjugi oricare din verbele pe care ți le voi prezenta astăzi în toate cele 12 timpuri și, plus la asta, sensul lor, adică ce înseamnă acel timp. Video cu cele 12 timpuri ți-l atașez aici mai sus, la fel îl las în descrierea acestui videoclip, dacă încă nu l-ai văzut cumva. Let's get it started! 1. Be was where been. Be was where been. Ăsta este unicul verb neregulat care la trecut are două forme în funcție de subiect. Was se folosește pentru I și he, she, it, de când where pentru toate celelalte pronume. Deci I was, eu am fost, you were, tu ai fost, she, he, it, was, we, you, they, were. Și be, evident, înseamnă a fi. To be or not to be. 2. Become, became, become. A deveni, become. Become, became, become. Îți recomand să pronunți împreună cu mine pentru a exersa pronunțarea. Deci, 2. Become, became, become. 3. Begin, began, begun. Begin înseamnă a începe, a porni. Deci, încă o dată. Begin, began, begun. 4. Bring, brought, brought. Really? Da, eu știu. Atâtea litere și citește brought. Asta e. Deci, bring, ceea ce înseamnă, apropo, a aduce. Bring, brought, brought. 5. Buy, bought, bought. Buy înseamnă a cumpăra, a achiziționa. So, buy, bought, bought. 6. Choose, chose, chosen. Choose înseamnă a alege, a selecta. Încă o dată pronunțăm. Choose, chose, chosen. 7. Come, came, come. Observă că la participiu se scrie exact așa ca la infinitiv, prin urmare se pronunță identic. Come, came, come. Come înseamnă a veni, a ajunge. Și apropo, dacă deja faci panică că nu reușești să iai notițe, îți reamintesc că este butonul magic de pauză. Oprește, ia-ți notițe și după aia mergi mai departe. Moving on. 8. Do, did, done. Încă o dată. Do, did, done. Do înseamnă a face, a executa. Are foarte multe sensuri, dar sensul primar este a face. 9. Drink, drank, drunk. Drink înseamnă a bea. So, drink, drank, drunk. I never drink enough to get tipsy.
Number 10. Drive, drove, driven. Încă o dată pronunțarea. Drive, drove, driven. Drive înseamnă a conduce. 11. Eat, ate, eaten. One more time. Eat, ate, eaten. Eat înseamnă a mânca. 12. Fall, fell, fallen. One more time. Fall, fell, fallen. Fall înseamnă a cădea. 13. Feel, felt, felt. One more time. Feel, felt, felt. Feel înseamnă a simți. 14. Find, found, found. One more time. Find, found, found. Find înseamnă a găsi. 15. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Fly înseamnă a zbura. I didn't know you could fly a plane. 16. Forget, forgot, forgotten. Și apropo, nu e obligatoriu să se audă R, rotacismul ăsta? În engleză americană o să fie forget, forgot, forgotten. Britanică, forget, forgot, forgotten. Diferența nu e foarte mare. Forget înseamnă a uita. 17. Get, got, got. Sau, în engleză americană, gotten, scris anumit așa. Încă o dată. Get, got, got. Sau get, got, gotten. Get înseamnă a obține, a lua. Tare multe sensuri, mega polisematic acest verb, apropo. 18. Give, gave, given. One more time, let's pronounce it. Give, gave, given. Give înseamnă a da. You know, like, give me, give me, give me a man after midnight. Give me, give me, give me a man after midnight. Want somebody help me chase the shadows away. Give me, apropo, este give me, abreviat. So, give, gave, given. 19. Go, went, gone. One more time. Go, went, gone. Go înseamnă a merge, a pleca, a te duce. 20. Have, had, had. Și anumit cu expirație, așa, have, da? H, încearcă. So, have, had, had. Nu-i have, dar have. Beautiful. Have înseamnă a avea sau a poseda. Și nu numai, asta e sensul lui primar. Vă reamintesc, eu vă dau doar sensurile de bază ale acestor verbe. Practic, toate sunt mega polisematice, deci au foarte, foarte multe sensuri în funcție de context. 21. Hear, heard, heard. One more time. Hear, heard, heard. Hear înseamnă auzi. 22. Keep, kept, kept. One more time. Keep, kept, kept. Keep înseamnă a ține sau a păstra. 23. Know, knew, known. Capa nu se pronunță. So one more time. Know, knew, known. Know înseamnă a ști, a cunoaște. 24. Leave, left, left. Leave, left, left. Și apropo, leave, un i mai lung, pentru că dacă e scurt, leave, asta este un alt verb care înseamnă a trăi și ăla este verb regulat. Deci, leave, left, left. Leave înseamnă a pleca, a părăsi, a lăsa. 25. Land, lent, lent. Land, lent, lent. Land înseamnă a da cu un împrumut. A împrumuta, dar anumit în sensul de a da cu un împrumut. Pentru că dacă iai cu un împrumut, avem alt verb, borrow. Și ăsta înseamnă a lua cu un împrumut. Și asta e verb regulat. Deci la trecut o să fie borrowed cu e de la sfârșit. Hey, you know what? Ai ajuns la jumătate. Deja am vorbit despre 25 dintre ele. Good job! Keep going! So, 26. Let, let, let. Are you kidding me? Simplu, aceeași formă. Let, let, let. Let means a permite, a lăsa. Next verb, 27. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Lose înseamnă a pierde. 28. Make, made, made. Make, made, made. Make, a face. 29. Meet, met, met. One more time. Meet, met, met. Meet, a întâlni, a cunoaște. 30. Pay, paid, paid. Pay, paid, paid. Pay, a achita, a plăti. 31. Put, put, put. Easy. Put, put, put. So, put, put, put. Put înseamnă a pune. Prin urmare, I put on makeup every day, mă machiez. I put on makeup yesterday, m-am machiat. Deci doar din context poți să-ți dai seama dacă e prezent sau trecut, pentru că e aceeași formă. Dar iată, la 32 e foarte interesant, pentru că se scrie identic, fii atent, da? Îl vezi pe ecran. Dar la trecut se pronunță diferit. Read, read, read. Don't ask me why.
read, read, read. Un truc, la trecut verbul a citi se pronunță exact ca culoarea roșu. Red color, red. Și doar din context poți să-ți dai seama dacă verbul read vorbește despre prezent sau despre trecut, de exemplu. Și prin urmare o să-ți dai seama cum să-l pronunți. Deci, read, read, read. 33. Run, ran, run. One more time. Run, ran, run. Run înseamnă a alerga și nu numai, mai înseamnă și a funcționa, a conduce. Sensul primar, a alerga. 34. Say, said, said. Asta e foarte important. Sorry, mai n-am strigat la voi, de parcă deja ați pronunțat greșit, dar eu știu că studenții mei veșnic spuneau said. Teacher, I said. Said, said, parcă e un bărbat, said. Deci e said la trecut. Say, said, said. Tare similar cu adjectivul sad. Deci, say, said, said. Say înseamnă a spune. 35. See, saw, seen. One more time. See, saw, seen. See, a vedea. 36. Sell, sold, sold. One more time. Sell, sold, sold. Sell means a vinde. 37. Send, sent, sent. One more time. Send, sent, sent. Aproape inteligibilă diferența, dar este totuși acolo sunetul D, moale și T, da? Send, send, send. Send înseamnă a expedia, a trimite. 38. Sing, sang, song. Once again, sing, sang, song. Sing, a cânta. La la la. Deși la la la. 39. Sit, set, set. Sit, set, set. Sit, a te așeza, lua loc. 40. Sleep, slept, slept. Once again, sleep, slept, slept. Sleep, a dormi. 41. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Speak, a comunica, a vorbi. 42. Stand, stood, stood. Once again, stand, stood, stood. Stand înseamnă a sta, anumit în poziție verticală, deci în picioare. With a real slim shady, please stand up. Sit înseamnă a sta așezat, stand în picioare. Sit down, stand up, probabil ați auzit. 43. Swim, swam, swam. One more time. Swim, swam, swam. Swim, a nota. 44. Take, took, taken. One more time. Take, took, taken. Take înseamnă a lua. 45. Teach, taught, taught. Aceleași forme și aceeași pronunțare. So, teach, taught, taught. Teach înseamnă a preda, a învăța. Deci un profesor îi învață pe alții. Teaches someone else. Și apropo, e greșit să spui I teach English dacă vrei să spui că tu o înveți tu, da, de la cineva. Pentru că teach este eu predau. Des, lumea greșește. Ok, so we have 5 more. 46. Tell, told, told. One more time. Tell, told, told. Tell înseamnă a spune. 47. Think, think, thought, thought. Once again, think, thought, thought. Think on thank you, deci think, nu think sau think. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Okay, over. We are sinking, we are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking, we're sinking. What are you thinking about? So, think, thought, thought. Think înseamnă a gândi, a crede. 48. Understand, understood, understood. Once again, understand, understood, understood. Understand înseamnă a înțelege. 49. Where, were, worn. And again, where, were, worn. Wear, a purta, de obicei haine. And 50. Write, wrote, written. Once again, write, wrote, written. Write înseamnă a scrie.
Astea au fost cele 50 cele mai frecvente verbe în engleză. Îți reamintesc să mergi la videoclipul meu cu toate cele 12 timpuri pentru a vedea cum poți conjuga oricare din aceste verbe în orice timp din engleză. La fel, cunosc o grămadă de trucuri și secrete despre cum să înveți aceste verbe mai ușor, dar totuși le las pentru un alt clip, pentru că o să fie prea multă informație. Dacă vreți să vedeți un astfel de video unde vă dau sfaturi și secretele mele personale pe care le-am strâns în ultimii 10 ani de predat engleza, cum să înveți aceste verbe, scrieți-mi în comentarii și o să fac un astfel de video. Ceea ce îți recomand este să le înveți pe de rost, pentru că asta este unica soluție cu aceste verbe, nu ai cum altfel să știi cum să le conjugi decât dacă nu le înveți pe de rost. Lista deja o ai, pronunțarea ai auzit-o, dacă vrei poți să mai asculti o dată acest clip. Deja mai departe totul depinde de tine, so, foc la ghete, just do it! Just do it! That was it for today. Thank you very much for watching. Don't forget to follow me on my Instagram, TikTok, and this YouTube page for a lot of fantastic English lessons. Cu voi a fost Rita, and as always, be fantastic! Probabil știi ce înseamnă ăla un verb. Probabil știi ce înseamnă un verb. Video cu cele 12 timpuri, ți-l atașez.